Segundo tus animales. Radiografia dentară digitală. Tomografie dentară 3D. Teleradiografie. Siguranță, experiență și profesionalism. Radiologie dentară Marasca. În Ploiești, sala Ștefan Deceanu Blășevatu Tartar și bulevardul Republicii Coscu Elena Doamna. Zâmbiți! Vrei să schimbi faianța în baie? Vrei o casă mai bine izolată? Visezi la finisaje de calitate? E simplu. Folosește adezivii și montanul de zidărie CEMROM. Noi facem treaba mai ușoară. Meseria și pricepuții lucrează cu CEMROM. Vrei să faci o schimbare în casa ta? Vino la Sofia. Aici găsești cele mai noi colecții de perdele și draperii, tapiserii, pernițe decorative și cuverturi care pot fi personalizate la comandă. Vrei o consiliere gratuită cu designer specializați la domiciliu? Sună-ne la 0728-438-250 sau vino în magazinul din Ploiești, strada Vasile Lupu, numărul 2, în rând Catedrală. Mai multe detalii pe www.sofia-romania.ro sau Facebook Sofia România Ploiești. Eu sunt Daniel Buzdugan și am lucrat cu echipa Sofia pentru atmosfera plăcută din casa mea. Thank you.
revine pe prima scenă fotbalistică a țării. Forța la mii în Liga 1. Cel mai frumos discurs într-un fotbal care pare că se mai joacă doar de dragul pariurilor. Iată că mai sunt oameni în fotbal care fac fotbal de dragul fotbalului, de dragul microbului. Am pus muzica asta pentru că și așa e prea puțin pentru cuvintele astea frumoase ale acestui om, Mihai Iosif. Băi, tot respectul, deci din punctul meu de vedere e cel mai frumos moment pe care l-am văzut în ultimele zile. Da, mai ales că nu prea mai avem parte de bucurii așa mari care să ne adune. L-am promovat și Dumnezeu a făcut dreptate. Mi-a dat șansa să ajung în Liga 1 cu Rapid. Asta era așa, cred. M-am văzut, am ales Rapid din nou. Și acum, puneți-ne un pic, nu știu, când ați văzut rezultatul final acum. Cum? M-am dus în spate, ați văzut și dumneavoastră, m-am dus parcurile pe când. N-am mai zis cu mine, m-am închis telefonul. Doar după aceea l-am sunat cu un prieten foarte bun, Bogdan Lucian, care am vorbit cu el. Păi, am vorbit cu Doris atunci. Păi, tocmai că am făcut și etichete, am băgat și marfa în depozit și bonuri.